Miercuri 5 aprilie, pe aeroportul Otopeni, un mare număr de reprezentanți ai oamenilor muncii din capitală s-au adunat pentru a saluta sosirea în țara noastră într-o vizită de prietenie a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste Cehoslovace. În întâmpinarea oaspeților au venit conducătorii Partidului Muncitoresc Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române. Erau prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. La ora 11.30, avionul cu care a călătorit delegația aterizează. Coboară membrii delegației în frunte cu tovarășul Antonin Novotný, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace. Oamenii muncii prezenți pe aeroport aplaudă îndelung, flutură stegulețe și buchete de flori. Membrii delegației și conducătorii partidului și statului nostru își strâng prietenește mâinile. După intonarea imnurilor de stat, tovarășii Antonin Novotný și Gheorghe Gheorghe Udeș trec în revistă compania de onoare. Adresând oaspeților o cuvântare de salut, tovarășul Gheorghe Gheorghe Udeș a subliniat că popoarele român și cehoslovac sunt înfrățite pentru totdeauna prin comunitatea orânduirii socialiste, prin lupta consecventă pentru pacea lumii. În cuvântarea sa de răspuns, tovarășul Antonin Novotný a transmis poporului român salutul călduros și urările de bine ale oamenilor muncii din Republica Socialistă Cehoslovacă. Un grup de pionieri îi înconjoară pe oaspeți, le oferă buchete de flori, îi îmbrățișează. Pe aeroport răsună urale, se aud lozinci și închinate prieteniei româno-cehoslovace, unității de monolit a lagărului socialist. Tovarășii Antonin Novotný și Gheorghe Gheorghe Udeș iau loc în prima din mașinile deschise care se îndreaptă spre capitală. Zeci de mii de locuitori ai Bucureștiului au ieșit în întâmpinarea înalților oaspeți. Oamenii muncii ovaționează puternic pentru prietenia frățească dintre cele două țări, salută din toată inima solii poporului cehoslovac. Miercuri la amiază, la Palatul Republicii Populare Române, tovarășii Antonin Novotný, William Sirochi și ceilalți membri ai delegației cehoslovace au făcut o vizită Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române. Conducătorii de partid și de stat români și cehoslovaci s-au întreținut îndelung într-o atmosferă deosebit de cordială. În după-amiaza aceleia zile au început convorbirile între delegațiile de partid și guvernamentale ale Republicii Populare Române și Republicii Socialiste Cehoslovace. Convorbirile s-au desfășurat în spiritul unei depline înțelegeri reciproce. Seara, la Teatrul de Operă și Balet, a avut loc un spectacol de gală în cinstea înalților oaspeți. Apariția în sala conducătorilor de partid și de stat români și cehoslovaci a fost întâmpinată cu îndelungi aplauze. În cadrul programului a fost bogat reprezentat mai ales folclorul diferitelor regiuni ale țării noastre. Artiștilor care și-au dat concursul la spectacol le-au fost oferite flori din partea oaspeților. Dimineața zilei de 6 aprilie, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste Cehoslovace, în frunte cu tovarășul Antonin Novotný, depune o coroană de flori la monumentul eroilor patriei. Cei prezenți au păstrat un moment de reculegere în amintirea ostașilor români căzuți în lupta comună împotriva fascismului. La monumentul eroilor sovietici, în memoria luptătorilor pentru libertatea popoarelor, a avut loc o solemnitate asemănătoare. Însoțiți de tovarășii Chivu Stoica și Petre Borilă, înalții oaspeți au vizitat în aceeași dimineață uzinele Republica și 23 august, interesându-se de metodele de muncă folosite, de realizările în extinderea tehnicii înaintate, de morile de ciment și alte utilaje construite aici pentru Cehoslovacia. Poporului frate cehoslovac au fost salutați cu căldură și emoție de muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinelor, care s-au folosit de acest prilej pentru a manifesta în cinstea prieteniei de nestruncinat între cele două țări.
După amiază însorită de primăvară, înalții oaspeți vizitează Bucureștiul. În noile cartiere, ca și pe tot traseul vizitei, tovarășul Antonin Novotny și ceilalți membri ai delegației au fost întâmpinați cu bucurie, cu aplauze și ovații de cetățenii capitalei. Apoi, membrii delegației cehoslovace au fost oaspeții Muzeului de Istoria Partidului, unde au cercetat cu atenție documentele și imaginile din trecutul poporului nostru, din lupta dusă timp de 4 decenii glorioase de clasa noastră muncitoare, sub conducerea Partidului Comuniștilor. Tovarășul Antonin Novotny și ceilalți membri ai delegației au semnat în Cartea de Aur a Muzeului.